Grigoraș mai optimist după victoria de duminică? Mai optimist puțin, așa, dar trebuie să fiu realist ca și antrenor al acestei echipe. Să nu cred că o victorie ne rezolvă sau ne-a rezolvat problema sau problemele. Dar e clar că a fost o victorie extraordinară și din toate punctele de vedere importantă și pentru moralul lor, a jucătorilor, și pentru moralul suporterilor care vin alături de echipă. Ceea ce îți dă puțină încredere, se poate. Ce spuneam mai înainte, până în iarnă va fi foarte dificil, foarte greu. Încercăm să câștigăm cât mai multe puncte. Încercăm să îi aducem pe jucătorii actuali la nivelul maxim și de pregătire și de exprimare. Și vom vedea la final, când vom trage linie, ce măsuri se vor lua pentru returul campionatului. În cazul meciului de la Timișoara, ei au 11 puncte, Farul 9, o partidă echilibrată în care 3 puncte ar fi de aur. E o săptămână extrem de dificilă. E extrem de importantă. Avem 3 jocuri, 2 deplasări la 2 echipe care sunt apropiate de noi ca și punctaj. Mă refer aici la deplasările de la Timișoara prima și cealaltă săptămâna viitoare de la Aerostar. Și, bineînțeles, intercalată cu un derby de tradiție, dacă am putea să-l numim așa, la un meci extrem de important cu Universitatea Cluj de miercuri. Luându-l pe primul, care este cel mai important pentru mine și pentru dumneavoastră la fel, nu neapărat punctele care ne separă, știu, este important să avem continuitate. Dacă am reușit un rezultat bun acolo, un rezultat bun fiind și un rezultat de egalitate, ar fi extraordinar pentru noi. Dacă băieții vor avea o aceeași atitudine pe care au avut-o și la ultima partidă cu câștigată, atunci avem șanse și putem să ne întoarcem cu punct sau puncte. Știți cum e într-un meci, mai depinde și de șansă, depinde și de mai mulți factori, dar cel mai important factor este determinarea, atitudinea lor și modul în care vom putea să ne refacem cât de cât după un drum foarte lung, pentru că este o deplasare lungă, avem o săptămână în care vom face vreo 3.000 de kilometri. Ținem cont de faptul că nu se poate sau nu avem posibilitatea de a merge cu avionul, lucrul ăsta se face pe șoselele din România, care știți cum sunt. Așa că va fi o deplasare extrem de grea, de dificilă. Dar asta nu înseamnă că nu avem speranță. Plecăm cu 2 zile înainte. Asta e lucru foarte important. Încercăm să scurtăm cât putem posibil starea de oboseală și de amorțeală pe care o suporți la un traseu atât de lung. Și sâmbătă, la ora jocului, să fim în plenitudinea forțelor, să putem da o replică importantă adversarului. Un adversar care are în componență jucători extrem de experimentați, mulți dintre ei au jucat la Liga 1 și sigur este o echipă iubită, o echipă care a plecat și ea de jos și a ajuns aici. Chiar la un moment dat aveau intenții extrem de serioase de a promova în prima ligă. Poate au fost și unele rezultate la care nici ei nu s-au așteptat, dar este clar că e o echipă puternică, o echipă care personal o respect. Și aș vrea să, eu știu, să le imprim și respectul pe care îl port eu și jucătorilor, pentru că trebuie să-ți respecti adversarul și să fii pregătit în așa fel încât jocul tău să se bagă în așa fel încât și adversarul să te respecte la finalul jocului. Asta mi-aș dori. La finalul jocului adversarul să ne respecte pentru ce a făcut în teren. Cum vă explicați faptul că, mai ales în Liga a doua, avantajul terenului propriu contează? Nu putem spune doar că avem și mulți jucători străini. Înainte erau cu jucători români, că nu se adaptează. Și totuși, diferența asta, în Liga a doua, sunt deplasare, indiferent de locul, poate în clasament, au fost și rezultatele chiar în etapa trecută. Da,
Da, erau timpuri în care era foarte greu să câștigi în deplasare. Pentru că se tratau altfel jocurile, era o presiune poate și din partea publicului, erau presiuni din toate părțile, ca să nu mai spunem mai multe. Dar acum, într-adevăr, această diferență nu prea se vede. Poate și lipsa suporterilor la foarte, foarte multe meciuri nu mai pui aceeași presiune pe care se punea înainte. Mi-aduc aminte și voi poate vă aduceți aminte, ea puțin mai revârsta mea, ceilalți nu prea cred. Erau meciuri în care poate stadionul era plin cu 2-3 ore înainte. Și într-adevăr era o emulație foarte mare și jucătorii tratau jocurile altfel, era o concentrare mult mai mare. Acum cu totuși cu totul altele datele probleme, nu ne uităm numai la Liga a doua, dar uitați-vă și la Champions League. Chiar în meciurile de aseară, surprize destul de mari, echipe care iată, au pierdut puncte pe teren propriu și nu s-a așteptat. Până la urmă, important este să meargă și la noi chestia asta, sâmbătă acum, să nu conteze că ei joacă pe teren propriu și să facă să avem o evoluție bună. Ce le spunea jucătorilor și înainte de ultimul joc, ne interesează că atunci când ieșim de pe teren, să ieșim cu capul sus, că am făcut tot posibilul să câștigăm, decât să pierzi, știu, puțin lamentabil, fără implicare, fără devotament, dăruire și așa mai departe. Atâta timp cât vei ieși cu capul sus de pe teren, că ai făcut tot posibilul, din punctul de vedere, este regulă. Rezultatul o să-l vedem. Poate o să fie momente în care adversarul, de ce nu, o să fie mai valoros, poate ca noi, poate mai norocos și va câștiga. Dar tu trebuie să fii fer convins că ai făcut tot posibilul să câștigi. Dacă o să reușesc ușor, ușor să implementez această gândire și echipei, sunt convins că vom mai aduna puncte importante până la finalul acestui tur, pe care se va trage linia, așa cum am mai spus, și vom vedea ce măsuri se trebuie luate pentru ca echipa să ajungă acolo unde își dorește. Probleme de luat pentru schimbare? Da, sunt ceva probleme, nu majore. E o pierdere importantă la lui Fotescu, pentru mine personal și pentru echipă, cred că este un jucător important, chiar dacă a venit foarte puțin timp aici. Are o atitudine pozitivă și e un lucru îmbucurător. Din păcate, nici la mine, se pare că săptămâna viitoare se va opera. Era o problemă mai veche la el, care s-a acutizat și din păcate nu mai poate fi folosit până nu se va interveni. Și Stabrec, portarul, care e accidentat în continuare și... Rămâne tânărul de la viitorul? În lot rămâne tânărul care a apărat etapa trecută, plus Rareș, portarul care era înainte. Acum ai bătut la probor să spun echipa? Nu. Așa am simțit-o. Nu, dacă nu mai văd să fie folosit. Da, cred că evoluția lui îi dă posibilitatea să intre în lot, nu? A avut o evoluție foarte bună. Spuneți cu ceasul care este. Din păcate, a făcut o ecografie care are o leziune musculară. Astăzi va mai face și un RMN, sperând că să nu fie atât de grav și să lipsească mai mult timp. Dar e cert că pentru aceste trei jocuri, din păcate, cred că este exclus. Sperați ca să jucați meciul cu Clujul aici? Ce șanse? Eu personal aș vrea ca toate jocurile să se dispute pe terenul afară, pentru că știu ce înseamnă să joci pe terenul afară, știu ce înseamnă să vină în tribună câteva mii de suporteri, pentru că am trăit lucrul ăsta și în Liga a treia și știți foarte bine că ultimele jocuri le-am jucat cu 5-6 mii de suporteri în tribună și e cu totul și cu totul altceva. Dar asta nu depinde de mine. Sunt niște, știu, criterii pentru care ți se acordă dreptul de a evolua pe teren propriu. Sper ca cei care și-au luat angajamentul să reușească să ducă la îndeplinire acest lucru și miercurea viitoare să jucăm pe teren propriu. Da, mi se pare destul de greu totuși. E timpul foarte, foarte scurt și nu sunt convins de lucrul ăsta. Ne dorim foarte mult pentru că
Eu personal sunt convins că dacă se va juca pe farul, vor veni foarte mulți spectatori. Ar fi un meci interesant. Dacă nu ne vom desfășura meciurile, așa cum le-am desfășurat și în Liga 3, pe norocosul stadion de la Techie. Ați discutat un meci cu echipa de Liga 4, soluții, ați văzut ceva pe acolo la echipa de Liga 4? Nu m-a interesat, nu m-a interesat de la ei absolut nimic. M-a interesat ca să văd într-un joc, chiar dacă este amical, câțiva jucători pe care n-am avut timp să-i văd și vreau să văd cum se comportă într-un meci. Una este antrenamentul și alta e cu totul jocul. Cei tineri de Liga 4 să se concentreze pe campionatul lor, să reușească cât mai multe victorii și, bineînțeles, așa cum am și luat alți jucători, de ce nu vor ce jucători care va avea o evoluție constant bună? Și atunci când se va putea, pentru că perioada de transfer s-a încheiat, va face pasul la echipa mare. Problema este la ei, mingea e la ei în teren, n-au decât să demonstreze și vom vedea ce se întâmplă. Și cei pe care ați văzut, vedeți ce impresie v-au lăsat? Păi impresie pe care eu o să o analizez și o să o vedeți la timpul respectiv. Prima impresie pentru unii sau alții, normal că mi-a făcut, dar nu pot să spun că este o impresie generală, văzând o repriză cu echipa de Liga 4. Dar erau câțiva jucători pe care, într-adevăr, nu am apucat să-i văd sau nu i-am folosit absolut deloc. Unii din ei chiar nu erau legitimați la echipă și era normal să văd dacă mai merită să rămână până în iarnă sau poate mai mult sau nu. Decizia asta nu o să o iau astăzi, pentru că ne dați atelena jocul.